Dragii mei, a venit momentul ultimei șanse în această seară, pe care o va avea, doamnelor și domnilor, Cati Damian! Sărut mâna, Cati, bine ai venit! Bună seara! Ești foarte drăguță! Mulțumesc! De unde vii, Cati? Vin din București. Din București. Da. Cu ce te ocupi? Sunt inginer în transporturi. Autostrăzi și drumuri naționale, mai exact. Uhiu! Care? Două, trei autostrăzi, cam asta e al lui. Vor fi mai multe. Vor fi mai multe, da. Să dea Dumnezeu. Cred să că ești pesimist, totuși. Nu știu dacă noi le prindem, dar ideea este că vor fi mai multe. Sigur vor fi mai multe la un moment dat. Mă bucur foarte mult că ești prezent aici la noi. Ce ți-ai dorit să câștigi, Cati, în seara asta? Mi-aș dori să câștig un laptop pentru fiica mea. Are mare nevoie de el la facultate. Da? Doamne ajută, așa să iasă atunci. Baftă multă, Cati! A venit și Cati. Ultima șansă, ultima licitație din această seară. Trebuie să întreb, Cati, cu cine ai venit? Am venit cu verișoarele mele, cele mai bune susținătoare. Bună seara! Oh, bună, bună! Timea, tu cu cine ai venit? Cu iubitul meu. Iubi, hello! E neam sau român? Român. Român, dar pare, l-ai nimerit că tot așa vrei. Pare blonduț așa. Cu mama mea am venit. Unde-i mami? Mama, cred că e mândră tare. Uite ce fată frumoasă am la televizor. Să rămână, doamnă. Cu cea mai bună prietenă. Care e cea mai bună prietenă? Bună. Hello. Și cu mama ei. Și cu mama ei. Oh, deci sunt mamele prietene și voi. E o nebunie acolo. E o sectă, e ceva. Felicitări, doamnelor, să o ajutați la fel pe Timea. Marian, tu cu cine ai venit? Eu am venit cu logotica mea, Alexandra. Unde e logotica ta? Bună, Alexandra! Hello! Bunicuța asta de serviciu, cu cine a venit? Cu nora mea, cu Giulia. Giulie, bună! Că... Ea e nora? Da, este nora mea, a doua, făcut? Mai mică. Ce ți-a făcut? Deci ce copii mică. A făcut? N-a făcut încă? Are trei. Bravo, felicitări. Și... cu cine ai venit? Restul n-au putut să vină. Restul, dacă ai venit cu cea care face copii, deci da, puteți să faceți important, da. O armată instant, dacă cum trei deodată, pac, 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 bravo, felicitări, să o susțineți. Așa că vă spun multă baftă, dragilor, să aveți noroc și hai să vedem exact ce licităm. Andrei. Licităm un sfeșnic handmade. Este făcut din lemn de tuia și este pictat manual. Lucrat cu atenție la detalii, sfeșnicul vine cu tot cu lumânare. Cât să coste? Oare? Wow, wow. Deci și sfeșnicul și lumânarea o licităm. Da, din lemn de tuia. Nu știam că se face ceva din tuia. Adică mi se părea tuia ceva groaznic. Adică ceva care se ofilește în continuu. Cati, cât să fie? 75. 75 de lei, mi spune Cati. Timea? 38. 38, Timea. Marian? 63 de lei. 63, mi spune Marian. Nu prea am de-astea în casă. Păi pe ce au făcut copiii? A făcut pe lumina aprinsă? L-au aprins și ei două, trei lumânări? Nu. Ați făcut așa pe noaptea? Unde ești? Unde? Păi pe lumina aprinsă e frumos. Ah. Nebunie. Da. Nebunie. Ce am? 52. 52 de lei? Da. Deci nu glumesc. Care prețul scris pe spate? Dacă e același pe care l-am și eu aici? $60, bunicuța de serviciu a câștigat cu 3 lei, Mariane, cu 3 lei! Timea, la fel, Cati, a fost mult peste. Vă mai așteptăm pe la noi cu mare drag. Tu, da, ești foarte tânără. Poți să te întreb câți anișori, câte primăveri? Mă deranjează, 53. 53 de ani? Nu-mi iese calculul. 20 odată cu 20, 40 cu 20, 60. Nu e bine. Nu e bine. Păi până la 20 aveam 3 copii. Dar foarte bine, bine că n-ai stat. Pe 18. De la 16 ani ai făcut pe primul. Pac! A ieșit. Ia uitați-vă ce pot să fac. Ți-a nu mi-a zis nimeni ce pot să fac. Ia uitați-vă. Merge. E vreo tată încoa. Pa, pa, pa. Ia uitați ce a făcut de la 16 ani. Ce ai făcut, băiat sau fată primor? Băiat. Băiat direct. A fost focul ăla la 16 ani. În rest, soțul? A, soțul săracu a decedat. Da. De ce-i bucuria asta? Că nu înțeleg. N-am văzut viață. Soțul săracu a de... n-am de ce să-mi pare rău, pentru că săracul s-a plimbat și din distracție a căzut. S-a plimbat cu o domnișoară mai tânără și ușoară grav și s-a dus cu ea. Și ușoară, că e ușurică la... Ușurică la mișloc.
Subțurică dragi foc. Dragi copușca, nu ia foc. Pam, da, pam. A luat foc. Am înțeles. S-a dus după ea. Ce ne... Ca să știi ce ne așteaptă. Da, deci e divorțată, nu? Da, că a divorțat în lipsa mea. A, nu erai de față? Nu. Ți-a făcut o surpriză. Eram petrecerea de pieton, dragi telespectatori. Și ce credeți? Traversam strada și îmi vine și să râd. M-a oprit poliția și ce credeți? M-au legitimat că am greșit. Zice, vă rog frumos, legitimați-vă, ați trecut pe roșu buletinul. Păi nu merg cu buletinul pe stradă, mă duc la piață. Cum vă numiți? Mi-am zis numele. Doamne, dumneavoastră nu vă numiți așa. Vă numiți Niță. Eu Niță? Cum? Păi aici așa aveți. E, vă mulțumesc că m-ați informat că a divorțat soțul. Eu n-am știut. Hei, asta e bună. Și dacă sunteți divorțată, noi avem aici un mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pam, pam. Bine, doamnă, ce să-i fericitări. Cu norocul, cum stați? Foarte bine. M-am gândit că găsesc vreun miliardar. Vreun... Avem un concurent, Daniel. Mai tânără. Ești mai tânără, dar și el arată bine, că și el liber. De... Vreau înalt și subțirel. A, am ieșit din categorie. Noi am ieșit din categorie. Preferințele mele. Am înțeles. Bine, vedem exact cum se descurcă astăzi la ultimul joc și vedem cine intră în finală. Rămâneți cu noi, dragilor, aici la noi. La Prețul cel Bun. Și avem un joc frumos pentru bunicuța noastră, Florica. Cursa! Cursa 45 de secunde. Poți câștiga o grămadă de premii. Uite-te-le în spatele tău, acolo, cum stau frumos, așteaptă decât să le iei acasă, dar vedem exact ce premii avem ca să știi tu, Florica, exact cât consumă, de unde, că doar Andrei știe, guru al cumpărăturilor, acest Andrei... De câte ori zici guru, îmi stă inima, nu știu, am așa o durere. Tu auzi gâu sau... Nu, că... s-aude prea bine sus aici și mi-e teamă că tot timpul greșim. De la graur, de guru. A, cu G. Așa. Hai să vedem ce produse avem. Avem o combină frigorifică cu o capacitate de 362 de litri, clasa A++, cu NeoFrost, Touch Control, Display LCD, nivel redus de zgomot, practic tot ce trebuie. Mergem mai departe, avem un aspirator cu sac. Funcționează perfect pe mai multe suprafețe, covor, parchet, gresie, are aspirare triplă, cu perii laterale și o putere de 900 de W, iar cablul are 9 metri. Următorul produs, o mașină de spălat cu o capacitate de 9 kg, 15 programe, 1400 de rotații pe minut. Are multe funcții de prespălare, de spălare rapidă, de protecție, copii. Și ultimul produs, o bicicletă fitness, bicicletă magnetică, orizontală, cu scaun reglabil, suport o greutate de 110 kg, este ușoară și silențioasă, are ghidon ergonomic, măsoară distanța parcursă, timpul, viteza, caloriile, pulsul. Nebunie! La nepoți, la asta, trebuie frigider, mașina de spălat, fetele să le pui nora, să o pui pe bicicletă, să mai, după aia, iar să mai facă unul, iar, iar e, mai... A, da, să facă copii. Da, să facă copii, să facă curat, să, cu aspirator, cu exact ce trebuie. Ai 45 de secunde, uite, iei prețurile astea de aici și le pui, aici? Le pui în locul lor, de unde au plecat ele. Pui prețul fix... Cât crezi tu că ar fi da. Fiecare prost? Stai un pic, stai un pic, Florica, nu te duci. Că m-am grăbit să le pun direct, da. Știi. Păi zic când e star ca să trag de manetă, să dau star, da. Să... A, tu știi? Știi? Uite un pic la mine, te că ești pierdut așa. Sunt. Ascultăm un pic. Liniștește un pic când a dat nimeni drumul la nimic, uite. Putem să stăm cât vrem noi, până în observator. Hai că ce așa mi-e drag de tine, exact. Hai să vorbim. Păi ce te grăbești? Ai 4 prețuri, da. 4 produse. Da. Da? După ce termin cu ele, vii repede aici și tragi de maneta asta. Și eu spun cât ai nimerit. Poate mai e timp să mai schimb ceva. Să le iei pe toate acasă. Bine? Da. 3, 2, 1, start! Unde îl pun asta? Asta, mami. Aspiratorul. Aspiratorul, mami. Și tu ești aici. Haideți, veniți repede aici, ce că avem, mai avem 28. Și tragem de manetă și ia să vedem dacă le-ai câștigat sau e extraordinar. Este! Extraordinar, s-a câștigat frigider, mașina de spălat, aspirator și bicicletă perfectă. Bă, le am. Le ai direct. Exact ce trebuie, Floricica. Dansatoarea. Rămâneți pe Antena 1. Să vezi ce urmează.
Să vezi ce urmează.